Este o bucurie pentru mine să vă pot sluji în această dimineață din cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă vorbesc despre câteva motive pentru care ar trebui să-l binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a mântuit. Pentru niciun credincios adevărat, mântuirea nu este un subiect care îl plictisește. Cu alte cuvinte, dacă înțelegi cu adevărat toate nuanțele, toate valențele, dacă înțelegi cu adevărat ce este mântuirea, lucrul ăsta nu are cum să te plictisească nici după 20 de ani, nici după 30 de ani, nici după 40 de ani. Și spun lucrul acesta pentru că Petru, mă gândesc eu, nu în lipsă de inspirație și nici din plictiseală, nu scrie un lucru pe care era stăpân, mă vorbim despre mântuire, că lucrul ăsta știm cum stă și nu prea știu cum să începe pistola, hai să le scriu la frază despre mântuire. Scrie unor oameni care sunt mântuiți, scrie unor oameni care sunt mântuiți, de ani de zile, nu știm fiecare dintre ei că scrie aleșilor care trăiesc ca străini prin pod, Galatea, Capadocea, Asia și Bitinea, tuturor acestora găsește că este de cuvință să le scrie despre un subiect comun, despre mântuire. Fără să considere că lucrul acesta ar trebui să fie un subiect plictisitor, nu? Tot auzim, domnule, despre mântuire, de atâta mare de vreme. Hai să trecem la lucruri mai profunde, nu? La lucruri mai adânci. Ce tot vorbim despre lucruri din astea începătoare? Petru nu consideră că aceasta ar fi situația și vreau și sper prin Duhul Domnului, prin Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață să vă stimulez, să vă provoc să aveți acest Duh de închinare de care era călăuzit și stăpânit pentru când a scris despre mântuire. Cu alte cuvinte, scopul acestui mesaj este să avem aceeași reacție, aceeași atitudine ca și Petru, să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru mântuire. Acum, aș sugera pentru început o ipoteză. Dacă mântuirea ta nu te face să lauzi pe Dumnezeu, probabil că nici nu este mântuirea adevărată. Cu alte cuvinte, dacă mă gândesc la evenimentul mântuirii mele, zic, mă, nu prea am pentru ce să lau pe Dumnezeu când mă gândesc la mântuirea mea? Probabil că nici nu este mântuirea adevărată. Pentru că mântuirea adevărată și după ani de zile, pentru toți oamenii care sunt mântuiți, așa cum observăm în textul acesta, stârnește un duc de închinare, laudă, bucurie, negrăită și strălucită, cum folosește Apostolul Petru o expresie aici în versetul 8. Deci, dacă mântuirea mea, că noi trăim într-o vreme în care oamenii vorbesc despre mântuire așa cum consideră fiecare, cum înțeleg ei din Sfânta Scriptură sau după cum li se spune. Dacă mântuirea ta, aceasta este, să zic, piatra de căpătările care începe acest mesaj, dacă mântuirea mea nu mă face să laud, să-L binecuvântez pe Dumnezeu, probabil că nici nu este mântuirea adevărată. Și din nefericire, nu spun lucrul ăsta așa, ca să fiu incendiar sau să atrag atenția, din nefericire consider că starea de moleșeală sau de nepăsare sau de indiferență duhul slab de închinare din multe adunări se datorează faptului că oamenii măcar nu sunt mântuiți pentru că nu se, li s-a predicat mântuirea adevărată și nu au experimentat mântuirea adevărată și atunci cum să lauzi pe Dumnezeu pentru mântuire falsă da? sunt foarte multe motive pentru care în adunări membralitatea trece de la o membralitate cu preponderență de oameni mântuiți la o membralitate de oameni nemântuiți și în biserică intră avalanș, așa, în avalanșă și în valuri cu oameni nemântuiți. Sunt foarte multe motive, nu știu dacă voi specifica câteva dimineața aceasta, dar o dovadă că lucrul acesta se întâmplă este Duhul slab de închinare. Responsabilitatea noastră principală ca ființe pe Pământul acesta este să ne închinăm lui Dumnezeu responsabilitatea noastră principală nu este să facem evanghelizare. Noi facem evanghelizare fiindcă oamenii nu se închină lui Dumnezeu. Și facem evanghelizare ca oamenii care nu se închină lui Dumnezeu și nu slujesc pe Dumnezeu să ajungă împreună cu noi să se închine lui Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu pentru veșnicie întreagă și pentru tot timpul cât trăiesc pe pământul acesta. Închinarea este responsabilitatea principală. Nu știu dacă ați observat în epistole că și Apostolul Pavel, aproape în toate epistolele, începe epistolele cu rugăciuni binecuvântat să fie Dumnezeu. Aproape toate epistolele încep în felul acesta. De ce? Pentru că aș dori să învățăm lecția aceasta pe care probabil deja o știm. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un manual care ne învață cum să facem dezbateri. Nici măcar dezbateri calviniste arminiene. Nu pentru să i cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să mă facă și să mă blindeze pe mine cu o grămadă de, de idei, și de filozofii și de teorii și de teologii care să mă ajute să-l pot contrazice pe altul. Bine, fericire, am trăit o vreme în felul acesta. Nu mai aveam nicio apropiere într-un duc de închinare de cuvântul lui Dumnezeu. O căutare după argumente, o căutare după versete, după tot felul de lucruri care să mă ajute să susțin. O teologie pe care o consider adevărată, dar nu pentru asta e Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să mă ajute să fac dezbateri. Dezbaterile și-au rolul lor, să nu mă înțelegeți greșit. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este pentru a produce în noi o atitudine de închinare. De închinare. Adică dacă pe mine Cuvântul lui Dumnezeu, dacă un mesaj, dacă o predică, dacă un studiu al Cuvântului Dumnezeu, dacă un studiu biblic cu frații nu mă aduce pe genunchi, ceva e problematic acolo. Ceva nu a funcționat cum trebuie. Eu nu am îndeplinit scopul pentru care a fost lăsat Cuvântul lui Dumnezeu. Iar scopul pentru care a fost lăsat Cuvântul lui Dumnezeu este să mă pună pe genunchi, să mă aducă în închinare înaintea lui Dumnezeu, să mă aducă într-o stare de contemplare a lui Dumnezeu. Pentru asta este Cuvântul lui Dumnezeu. Și teama mea, vă spun, teama mea este ca nu cumva să avem o abordare din asta rece, foarte calculată, matematică față de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem în felul acesta față de Cuvântul lui Dumnezeu și să devenim foarte rei și Cuvântul lui Dumnezeu să nu mai reușească în ghilimele să încălzească inima noastră, să ne atragă la Dumnezeu, să ne facă să vedem pe Dumnezeu frumos, așa cum și este în realitate, să ne facă și să ne ajute să-L contemplăm pe Dumnezeu și să vedem frumusețea lui Dumnezeu. Da? Deci mesajul acesta nu este un exercițiu teologic, ci este o motivare la închinare. Dumnezeu să ne avute! O mântuire în care omul este actorul principal nu este o mântuire care te face să-l binecuvântezi pe Dumnezeu. Fără doar și poate noi avem o implicare în mântuirea noastră, pentru că noi suntem mântuiți. Ar fi curmea să n-ai nicio implicare în mântuirea ta dacă tu ești mântuit. Dar o mântuire în care omul este actorul principal, actorul principal, nu este o mântuire care te poate face să-l binecuvântezi pe Dumnezeu. E și logic lucrul acesta. O mântuire în care tu ești actorul principal, trebuie să te facă să te binecuvântezi sau să te lauzi pe tine însuți. O mântuire în care Dumnezeu este actorul esențial principal, este o mântuire care te face să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Este logic lucrul acesta. Dar ce e așa special cu mântuirea aceasta? De fapt, asta este întrebarea la care vreau să răspund prin mesajul acesta. Ce e așa special cu mântuirea aceasta încât ea te face să-L binecuvântezi pe Dumnezeu? Ce? Păi, în primul rând, special este primirea mântuirii noastre primirea mântuirii noastre. Mântuirea este primită prin nașterea din nou. Și ne uităm în versetul 3 la primirea mântuirii. Primirea mântuirii ne face să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Cum se primește mântuirea? Mântuirea se primește prin miracolul nașterii din nou. Mântuirea nu se primește când a ridicat o mână sus. Poate mulți dintre dumneavoastră ați trăit și ați mers prin experiența asta. Eu mi-aduc aminte că când eram acasă la mine și eram adolescent și încep puse să fiu așa într-un fel de frământare din asta sufletească, să-mi pun întrebări cu privire la scopul vieții, să-mi pun întrebări, deși eram adolescent, îmi puneam întrebări fundamentale pe care le discută și filozofii și atei și așa mai departe, întrebări pe care fiecare om ar trebui să-și le pună la un moment dat. Mergeam la evanghelizare cu părinții, cu fraze prin biserică, cu tinerii și se făcea câte o chemare, dacă ridici mâna sus, dacă repezi nu știu care rugăciune, Domnul Iisus intră în inima ta. Și voiam și eu să intre Domnul Iisus în inima mea. Și mă rugam, Doamne, intră în inima mea. În ciuda metodelor astea, să știți, unii oameni au fost mântuiți în ciuda acestor metode. Și nu vreau să spun că unii oameni au, unii au fost mântuiți. La mine n-a funcționat. M-a rugat odată să intre Domnul Isus, m-a rugat de două ori, de trei ori. Cine mai știe de câte ori m-a rugat să intre Domnul Isus în, în, inima mea? Mă uitam într-o parte alta, nu se uită nimeni la mine, ridicam și o mâna sus. Lucrurile n-au funcționat. Și zice, uh, uh, problema cu metodologia asta este un accent major pus pe un lucru normal, natural pe care îl face omul. Pe când mântuirea este un miracol Este un miracol, este ceva supranatural Nașterea din nou este ceva supranatural Mântuirea este dată prin miracolul nașterii din nou Și uitați-vă în textul acesta, ne spune că primirea mântuirii este făcută de Dumnezeu Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a născut din nou, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De ce el numește pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? De ce dă titlul acesta? Pentru că mântuirea este mediată, este mijlocită de persoana Domnului Iisus Hristos. Nu, spun, nu folosește titlul ăsta doar așa ca să fie politicos față de Dumnezeu, da? Și să umple pasajul. Autorul mântuirii noastre, autorul nașterii din nou, este Tatăl Dumnezeu. Știți pasajul bine cunoscut, că ați studiat Evanghelia după Ioan, Ioan capitolul 1, versetul 13, unde spune că suntem născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Autorul mântuirii noastre este Dumnezeu. Fiindcă este Dumnezeu autorul mântuirii noastre, primirii mântuirii, da? Primul, prima fază din mântuire este făcută de Dumnezeu. Fiindcă El este autorul, normal că îl binecuvântez pe El pentru treaba asta, nu? Dacă aș fi eu, lăuda pe mine. Dar fiindcă este el, îl binecuvântez pe el. Despre primirea mântuirii ni se mai spune aici că este făcută după îndurarea sa cea mare. Însă vedeți în Sfânta Scriptură ne se spune că noi ne naștem copii ai mâniei. Că noi îl avem de tată pe diavolul. Și că suntem sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se revarsă sau se descopere din cer împotriva oricărei nicistirii a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri care năbușă adevărul lui Dumnezeu. Da? Toți suntem în starea aceasta, așa ne naștem, și așa creștem și așa trăim pe pământul acesta. Suntem sub mânia lui Dumnezeu. Când spune Biblia că Dumnezeu ne-a născut din nou datorită îndurării sale sau milei sale, când Dumnezeu spune lucrul acesta, înseamnă că noi suntem meritoși, ai... noi suntem meritoși, dar ai mâniei sale. El ne dă mila sa pentru că am avut mânia sa. Când tu te duci să ai când tu te duci să avuți un nenorocit, îl ajut pentru că este într-o stare nenorocită. Îți este milă de cineva care e nenorocit. Nu ți-e de cineva care nu are nevoie de tine. Mila este stârnită față de un sărac, față de un obișnuit, față de un nenorocit al lumii astea. Mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, ea este arătată față de niște oameni care au meritat mânia lui Dumnezeu și care erau sub mânia lui Dumnezeu, sub condamnarea lui Dumnezeu. Asta, asta trebuie să înțelegem când spune că ne-a născut din nou după îndurarea sa cea mare. Nu că o meritam. Simpla existență și revărsarea îndurării lui Dumnezeu față de noi spune ceva despre nenorocirea noastră. Îndurarea răți față de cineva care nu merită lucrul acela și nu poate să rezolve singur problema respectivă. Da, să-ți Bă, nu se poate ridica de jos. Mă duc să-l avut eu. Bă, nu poate rezolva problema asta. Mă duc să-l avut eu. Mă duc să-l ridic eu. Asta, asta înțelegem noi. Vedeți când spune Biblia că Dumnezeu ne-a născut din nou după îndurarea sa ce mare, trebuie să fie ceva care ne smerește. Cu căruia dintre noi îi place să ajungem la mila cuiva? Noi urâm prin, prin ceea ce suntem noi înșine. Vrem să ajungem la o independență din toate punctele de vedere și chiar față de prietenii tăi. mai bine n-apelezi la el, mai bine l-ai ajutat tu pe el. Mai bine ai dărui cuiva decât să știi că ai ajuns la mila cuiva. M-am ajuns la mila lui. Nimeni, nim, nici unul dintre noi nu, nu, nu ne place lucrul acesta, dar vedeți, mântuirea este ceva care ne smerește, dar după ce ne smerește, ne umple de bucurie, de laudă și de, ne umple gura de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. De deci, ce? Că noi chiar am fost la mila lui Dumnezeu. De asta mulți oameni nu se convertesc cu adevărat. Pentru că pentru ei mântuirea este o simplă tranzacție. O simplă tranzacție care o fac cu Dumnezeu. Poate este chiar un favor pe care îl fac lui Dumnezeu, să nu se simtă Dumnezeu singur o veșnicie. Ce să facă Dumnezeu cu atâta bogăție în ceruri? Iertați-mi ironia, dar unii așa îl portretizează pe Dumnezeu. Ei nu reușesc să-l portretizeze pe Dumnezeu ca un Dumnezeu suveran care ne face un favor infinit pe care nu l-am fi putut câștiga nici 0,001%. Nimic n-am fi putut câștiga. Suntem total la mila lui Dumnezeu. Bineînțeles, lucrul acesta ne smerește, dar după ce ne smerește, repet, ne umple de bucurie negrăită și strălucită. Lucrul acesta ne smerește că spun, Dumnezeu a avut milă de tine. Păi ai ajuns la mila lui Dumnezeu. Și slavă Domnului că am ajuns la mila lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Cei s să ajungi la mila cuiva care nu are destulă milă pentru tine? Sau incapabil. Mă, mi de tine, nu pot să fac nimic față de tine. Da? Suntem mântuiți de Dumnezeu, suntem mântuiți datorită îndurării lui Dumnezeu, și apoi spune al treilea lucru despre primirea mântuirii, despre nașterea din nou, că suntem născuți din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți. Mântuirea este un act supranatural. Nașterea din nou este ceva supranatural. Eu nu pot să produc nașterea din nou. Ăsta este motivul principal pentru care resping orice fel de metodologie în care omul este actorul principal. Mântuirea, nașterea noi este ceva supranatural. Învierea lui Hristos din morți. Cel mai mare miracol care a fost făcut vreodată în universul acesta a fost învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Dumnezeu prin puterea prin care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, prin aceeași putere ne înviază și pe noi spiritual. Noi am fost așa de decăzut spiritual, noi nu am avut nevoie doar de îmbunătățire. Noi nu am avut nevoie să fim informați. Noi suntem, domne, Auzi oameni care spun, a, nu, toți oamenii îl caută pe Dumnezeu. Toți oamenii au o tânjire după Dumnezeu, numai nu, 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 nu a ajuns la momentul care să se întâlnească față în față cu Dumnezeu. Oamenii au nevoie decât să fie informați. Unde se găsești adevărata fericire? Că oamenii ar zbugi eu așa cu viteză spre Dumnezeu. Au nevoie doar să fie informați. Oamenii doar sunt victime sărmane ale păcatului. Ei nu total responsabil și conștient de ceea ce fac. Ei sunt victimele diavolului, sunt victimele păcatului și are, au nevoie de cineva care să vine numai să îi scoată de acolo și să-i ajute puțin, să le îmbunătățească puțin viața, să-i direcționeze bine, să-i educe puțin. Nu! Cine are nevoie de înviere? Un om care este mort. Când Biblia spune din nou că am fost mântuiți, născuți din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, asta spune despre noi că eram Morți înainte. că numai unui om mort îi dai o înviere. Înțelegeți așadar că nașterea din nou este un miracol supra-natural. Normal că lucrul acesta complică foarte mult problema. Și vă spun de ce o complică. Normal că lucrul acesta pune sub semnul întrebării toate cruciadele de evangelizare și întoarcele astea masive la Dumnezeu a unor oameni pe care nu-i mai găsești niciodată nicăieri populația Europei trebuia să fie de trei ori mai mari la cât convertiți sau au uh, întors la Dumnezeu în ghilimele în Europa. Îți de negăsit oamenii ăștia. De ce îți de negăsit? Pentru că n-a fost o lucrare dumnezeiască. N-a fost o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu când Dumnezeu a turnat din viața de înviere a lui Hristos într-un suflet și l-a făcut viu față de Dumnezeu. n a fost așa ceva. N a fost o lucrătură omenească. A fost o lucrătură omenească. Uh, nu știu cum a fost la dumneavoastră, nu obișnuiesc să-mi spun mărturia, deși Apostolul Pavel și-o spune foarte des în Sfânta Scriptură, nici acum n-am de gând să vă spun, dar doar atât vreau să precizez că mi-aduc aminte perfect ziua în care Dumnezeu m-a mântuit la o predică bună a unui eretic, la propriu. Deci m-am pocăit la predica unui eretic, dar chiar a predicat Evanghelia atunci. Nu știu dacă din greșeală sau conștient, dar a predicat Evanghelia a fost o, 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 o transformare și o lucrare atât de dumnezeiască că nu mă recunoșteam pe mine însu, nu recunoșteam ce se întâmplă cu mine, am crezut că sunt nebun, că am luat-o razna. N-a fost o lucrătură omeniască, a fost o intervenție supranaturală a Lui Dumnezeu când Dumnezeu toarnă din viața Lui Hristos în noi. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală. Dumnezeu nu ne îmbunătățește, Dumnezeu nu ne informează, Dumnezeu nu ne direcționează, Dumnezeu nu ne educă, Dumnezeu ne învie. Din morți. Când înțelegi lucrul ăsta, atunci zici, mă, n-aș fi avut absolut nici o șansă. Dacă Dumnezeu nu mă învia din morți, n-aveam nici o șansă. Nici o șansă. Apoi spune aici, a versetul 3, ultima parte și versetul 4, îl binecuvântăm pe Dumnezeu nu doar pentru primirea mântuirii prin nașterea din nou, și ci, ci, ci și pentru perspectiva mântuirii, da? În al doilea rând îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru primirea mântuirii, pentru perspectiva mântuirii. Ce perspectivă avem noi când suntem mântuiți? Acum, vă spun ce perspectivă nu avem Dumnezeu când te mântuiește nu ia o foaie și spune, deși asta auzi la, în multe predici, mă scuza dacă sunt prea critic pentru voi dimineața asta, dacă te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu poate să rezolve problemele din familie. Să poate să nu să le rezolve. Să ridice nevasta în cap, prunci în cap, bărbatul în cap. Poate să nu le rezolve. Domnul Isus spunea, veni să aduc sabia. Desparte soți, de soție, părinți, de copii și așa mai departe. A, Dumnezeu, dacă vii la Dumnezeu, ceri un semn Dumnezeu. Ceri lui Dumnezeu să facă un miracol. Să vindece pe ăla, să facă asta, să-ți rezolve probleme. Dumnezeu poate. Dumnezeu e răspunsul la orice. Dumnezeu e multifuncțional. Dumnezeu se poate ocupa de toate problemele tale. Se poate ocupa, dar poate nu se ocupă. Poate Dumnezeu va lăsa nu doar încercările care ai avut până acum, poate va lăsa și altele pe deasupra. Ca să lucreze caracter în tine. Și să scurățească curățească credința. Vedeți așadar că perspectiva mântuirii noastre nu este legată de pământul acesta, de lucrurile pe care le pot avea și oamenii din jurul nostru, fără Dumnezeu. Prosperitate materiale poți avea fără să fie al lui Dumnezeu. Sănătos poți să fii fără să fie al lui Dumnezeu. Bancă, citiți psalmi și frustrarea unor psalmiști care spun Uite te mă la nelegiuiți ăștia. Ăștia nu l pe Dumnezeu, li se bubucă ochii de grăsime. Pruncii rolul nu se îmbolnăvesc niciodată. Eu zi de zi tot am câte o problemă, domnule. Da, ai, fiindcă Dumnezeu te iubește. E exact opusul a ceea ce se predică de foarte multe ori în evanghelizări. La ce... care e perspectiva noastră? Nu este o perspectivă pământească, auziți care este. Ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde vie. Sunt nădejde moarte. Sunt nădejde moarte. Și dacă nu ești legat de eternitate, de veșnicie, de Dumnezeu. Orice nădejde pe care o ai este o nădejde moartă. O nădejde goală. Dar spune că atunci când suntem născuți din nou, suntem născuți din nou la o nădejde vie. O nădejde care nu înșeală. O nădejde autentică. Hristos în noi? Nădejdea slavei. Nădejdea pe care o am eu este o nădejde autentică. Sunt oameni care spun că poți să fii născut din nou să fii mântuit, dar nu prea ai dreptul să ai siguranța mântuirii, certitudinea mântuirii. Că numai Dumnezeu știe. Asta este preluată din teologie ortodoxă. Care spun, mă, tu ești creștin, da, sunt creștin adevărat, dar ești mântuit, a, asta numai Dumnezeu știe. Deci sunt creștin adevărat, dar nu știu dacă sunt mântuit. Asta numai Dumnezeu știe. O să vină în împărăția lui Dumnezeu, asta numai Dumnezeu știe. Deci ești creștin, dar numai Dumnezeu știe dacă ești în împărăția lui Dumnezeu sau, sau ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Ești creștin, dar numai Dumnezeu știe. Un fel de smerenie din asta falsă, nu știm, nu știm dacă suntem mântuiți. Nu, trăim așa într-un fel de, de nebuloasă din asta, de incertitudine sfântă, foarte smerită, nu știm. Biblia nu spune asta. Biblia spune că suntem născuți din nou la o nădejde vie. Omul care trăiește fără nădejde pe pământul acesta este un om care e lipsit de viață. Este lipsit de viață. Suntem născuți din nou la o nădejde vie. De ce e legată nădejdea asta vie? Nădejdea este o, o pregustare a unor lucruri viitoare care ți sunt promise. Da? Le, le, ai acum numai în sufletul tău. Ești sigur că sunt ale tale, dar încă nu ți sunt date acum decât în promisiune. Dar sunt niște lucruri reale. Da? Asta este nădejdea. Dacă lucrurile alea nu sunt reale, este o nădejde moartă. Eu pot să nădejdez că o să avem președintele Americii. E cal cu zero nădejdea mea. Dar dacă eu nădăjduiesc ceva datorită faptului că mi s-a dat o garanție actuală pentru ceva ce voi avea în viitor, nădejdea asta este reală. Dumnezeu îmi promite cerul, este ceva în viitor, veșnicia cu el, dar a produs în mine un miracol, nașterea din nou, care este baza nădejdii pe care eu am. De unde știu eu ca să ajung împărăția lui Dumnezeu? Pentru că sunt născut din nou, pentru că am deja cel mai mare miracol pe care Dumnezeu îl face pe pământul acesta. Nașterea din nou. Nașterea din nou. Nădejdea aceasta vie se leagă, da, a doua parte din perspectiva noastră este următoarea, zice, ne-a născut din nou la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Așadar, suntem născuți din nou, dar în momentul în care suntem născuți din nou, Dumnezeu ne pregătește și cerul. Pentru mine, cerul nu este decât o... ajungerea în cer nu este decât o chestiune de timp. Pentru mine, intrarea în veșnicie nu este o problemă. Dacă o să intru sau nu. Pentru mine este o problemă de timp. Că trebuie să trăiesc pe pământul acesta până ajung la momentul în care voi intra în cerul. Eu nu trăiesc într-o incertitudine și spun... Mă, vedea! O vedea cum o descurca, o vedea cum o merge și poate, poate ajung la moștenirea mea cerească. Dacă nu o vedea ce o face Dumnezeu cu moștenirea mea, dacă n-ajung până acolo, poate o de la alții, poate o împarte, poate o arde, poate cine știe, poate o să uite o veșnicie întreagă la moștenirea mea și nu să știe ce să facă cu ea, cu fosta mea, dar n-am reușit să ajung acolo. Am fost născut din nou, dar n-am ajuns acolo, da? Nu! Am fost născut la o nădejde vie autentică care nu înșeală și în același timp mi este pregătit cerul, veșnicia, pasul final. În momentul nașterii din nou, eu am deja pregătit și pasul final. Da? Sunt legate una de cealaltă. Acum adevărat este că din momentul nașterii din nou, din, din momentul primirea vieții duovnicești în mine, prin învierea lui Hristos, și până în momentul veșniciei, este o perioadă de... La unii un an, la unii o zi, la unii 20 de ani, la unii 30 de ani. Este o perioadă. Și în perioada aceasta trebuie să perseverez da? să-mi duc mântuirea până la capăt. În perioada asta, să se veghez, să mă păzez de păcat, să fug de poftele firii pământești, să mă lupt cu diavolul, cu sistemul lumii acestea. În toată perioada asta, dintre nașterea din nou și momentul proslăvirii mele, veșnicia. Da? În perioada asta trebuie să perseverez. Dar perseverența aceasta, perseverența aceasta vine din nașterea din nou. Miracolul nașterii din nou conține sămânța aceea dumnezeiască care mă face să perseverez până la capăt. Este o sămânță care nu poate putrezi, care este sădită în mine și care produce nașterea din nou și mi-asigură veșnicia. Da? Dacă, aici este problema, să știți, totul începe de la nașterea din nou. Dacă nașterea din nou nu este un miracol dumnezeiesc, nu poți să ai nicio siguranță că vei persevera până la capăt. Oamenii, auzi oameni din lume care spun, oameni din lume, m-aș pocăi dar nu știu dacă poți să mergi până la capăt. Nu poți să mergi până la capăt. Pentru că nu știi nimic despre nașterea din nou. De asta vorbește în felul acesta. În momentul în care vezi ce putere concentrează Dumnezeu în tine la nașterea din nou și ce transformare se produce, poți să fii 100% sigur că după aceea vei persevera. Ca un suflet viu, acum normal că perseverezi. Normal că în momentul în care nu ești născut din nou și nu ai experimentat nimic, nu poți să ai nicio siguranță. Cum să ai o siguranță că vei persevera înainte ca să experimentezi nașterea din nou? Deci vrei siguranța perseverării în har înainte să te naști din nou. Așa vorbesc cu oamenii din lume. Eu am vorbit personal cu oameni care spun în felul Eu nu cred că pot să merg până la capăt. Normal cum să vorbești tu un om mor spiritual despre siguranța perseverării până la capăt? Ce treabă ai tu, nu tu ești măcar mântuit? Tu n-ai experimentat o fărâmă din puterea lui Dumnezeu. Da? Nașterea din nou ne dă perspectiva veșniciei. Dar dacă tu nu ajungi în veșnicie, înseamnă că perspectiva aia a fost falsă, nu? Dacă tu ai de veșniciei și tu nu ajungi în veșnicie, înseamnă că a fost o nădejde falsă, o nădejde moartă, nu o nădejde vie. Însă nădejdea aceasta este vie, este prezența Domnului Iisus Hristos continuă în viețile noastre. Asta este, asta este perspectiva pe care noi o avem. De ce îl binecuvântăm pe Dumnezeu? Aici este un lucru foarte important. În multe adunări evanghelice se predică un fel de veșnicie din asta a unor duhuri neîntrupate. Da? în care toți o să, fim cu, o să fim niște duhuri cu harfe din astea imense și o să cântăm lui Dumnezeu o veșnicie întreagă. Da? Cam asta e veșnicia la mulți. Și mult ori se pare plictisitoare și înțeleg de ce. Însă observați că în Scriptură există un, un aspect fizic dat veșniciei. Eu nu pot să vă explic uh, natura asta fizică uh, a veșniciei, dar este un aspect fizic. Biblia spune că voi face un cer nou și un pământ nou pe care va domni și va stăpâni neprihănirea. Dumnezeu pregătește la propriu moștenire cerească pentru noi. Zice care e, e neîntinată, nestricăcioasă, nu se poate vesteji și e păstrată, e protejată în ceruri pentru fiecare dintre noi. Acum, la ce te ajută pe tine perspectiva asta? Păi te ajută foarte mult că te trezești de dimineață și toată lumea e ambalată de luni dimineață chiar dacă o leacă marmuri după sâmbătă și duminică, să ambalează de luni dimineață, să gonească după lucrurile lumii astea. Și tu, ca și creștin, ești unul chemat să fii cumpătat. Ești unul chemat să mai lași din lucrurile astea. Ești unul chemat să ai timp de familia ta, de soția ta, de copiii tăi, în ordinea asta, de soția ta, de copiii tăi. Ești chemat să fii interesat de părtășia sfinților. Ești chemat să fii interesat profund de relația ta cu Dumnezeu, dar cum poți să lași tu când ăștia deja s am îmbalat de două ore pentru lucrurile lumii este cum poți tu să lași ca să te ocupi de toate lucrurile astea? Pe cum? Pentru că știi că ai o valoare și o avere mult mai mare decât tot ce au oamenii în, în lumea asta. Și că totul o să ardă cu trosne. Te duci și tu, că și tu trebuie să câștigi pâinea de fiecare zi. Și mult mai mult decât pâinea de fiecare zi, dacă este să fim fiecare dintre noi sinceri. Dar ce te ajută pe tine să fii cumpătat este perspectiva veșniciei pe care o ai. Dacă nu ai nicio perspectivă a veșniciei, vei trăi după zicala pe care o spune Pavelul 1 Corinteni 15, dacă nu mă înșel, să mâncăm și să bem? Căci mâine vom muri. Normal dacă nu ai nicio nădejde, Domnule. Normal dacă nu ești mântuit și nu ai nicio perspectivă a veșniciei. Când auzi pocăiți, te înfiori? Când auzi pocăiți de zeci de ani care spun frate, n-ai mai venit joia la biserică de nu știu câți ani de zile. Lasă-mă, vă frate, ce mai e pe mine cu treburile asta, Că trebuie să muncim, asta e România e asta. Ne fură stat, trebuie să muncim până ne norocim. Că nu avem ce pune pe masă, serios. N-ai ce pune pe masă. De asta, de asta nu poate să vină la adunare. De asta nu se poate ruga nici 5 minute acasă. De asta nu citește Biblia decât în adunarea publică. Și atunci de pe perete. Că Domnul nu poate să trăiască. Nu are ce mânca. Îl crezi? Nu are ce mânca. Și nu are timp de lucrurile acestea. Asta este o, o dovadă a lipsei nașterii din nou. N-are o perspectivă a veșniciei. Omul nu poate tăia din... Cum să tai din confortul meu, domnule? Cum să tai eu din lucrurile pe care vreau să mi le căștig? Nu pot. Păi de ce nu poți? Că nu ești născut din nou. Pentru că nu ești ancorat în veșnicie. Pentru că tu nu ai nicio legătură cu eternitatea. Pentru că tu nu ai nicio legătură cu Hristos care te așteaptă dincolo. Tu nu ai niciun fel de legătură cu asta. Pentru tine e pământul, dar ai nevoie de o recunoaștere comunitară undeva. Să ai niște prieteni, să poți socializa din când în când. Să aibă cine te îngropa, cine să-ți căstorească pruncii și așa mai, mai departe. Aceasta este realitatea, din păcate. De ce? Nu există o perspectivă a veșniciei. Există o perspectivă pur materialistă diferența dintre comuniștii atei este că ei propovăduiau comuni... ateismul ăsta dialectic. Noi nu-l propovăduim, noi credem în Dumnezeu. Dar am făcut un fel de combin... Credem în Dumnezeu, dar tăim tot materialist cum trăiau ei. Fără niciun fel de problemă. Dar am, am, am reușit să le îmbinăm cumva. Perspectiva mântuirii pe care ne-o dă Dumnezeu este o perspectivă care ne ajută să trecem prin suferință. Știi că ai ceva dincolo. Este o perspectivă care te a ajută să treci prin persecuție, știi că ai ceva dincolo. Este o perspectivă care te poate ajuta, te ajută să pui valoarea care trebuie pe trupul tău, pe lucrurile materiale și pe tot ce este în lumea aceasta. Cum credeți dumneavoastră? Deci, sămânța bisericii este sângele martirilor, nu? Cum credeți dumneavoastră? Ce credeți că creștinii primului viac nu aveau și ei prunci? Nu vreau să trăiască și ei pe pământ? Nu își făceau și ei casă? Nu munceau și ei? Crezi că căutau, nu, nu știau Bă, nu e cineva pe aici să mă omoare, să mă arunce pe la lei, să, așa pentru distracția romanilor. Credeți că ei n-ar fi trăit pe pământul ăsta, viața pe pământul ăsta, Ați fi trăit-o și ei se bucurau și ei. Dar, fiindcă valorificau mai mult lucrurile care erau dincolo, au putut să plătească prețul. Să tot îmi pun întrebările astea retorice, dacă vine o persecuție în țara noastră, oare câți? Păi câți? Câți îți din nou? Câți? Cât să fie, cât s-au rezistat, cât s-au născut din nou, cât s-au avut și până atunci o perspectivă despre viață corectă, care nu au avut o perspectivă materialistă, care au reușit să aducă gustul cerului pe pământ. De fapt, asta e treaba noastră. Când vezi bezmetici ăștia cum umblă, ca nebunii pe pământ, după lucruri, după lucruri, ui, să uită la tine, așa, fără turație maximă, ușor, să uită, ce cu tine, tată? Bă, tată, lasă ușor, ai un suflet de hrănit, ai o relație cu Dumnezeu, ai o familie, ai niște prunci, stai, calm. Nu că tu nu muncești, nu că tu nu te spetești, nu că tu nu te consumi, nu că tu nu lupți, nu că tu nu, nu îți dai viața pentru familia ta, pentru bunăstarea lor. Ci că tu în timpul ăsta ai o perspectivă Dumnezească, primită de la Dumnezeu în naștere de nou cu privire la veșnicie. Și asta te ajută să fii cumpătat. Doamne, ajută. De asta îl lăudăm pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră, că avem o perspectivă a veșniciei. De asta avem o țară plină de creștini care se autonomesc creștini, care fac multă vâlvă dacă nu îi costă nimica și care trăiesc ca niște oameni firești, lumești, în totalitate, pentru că așa și sunt. În al treilea rând, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră, nu datorită felului în care am primit mântuirea, nu dată, dat, doar datorită perspectivei mântuirii, ci și datorită păstrării mântuirii noastre. Auzi ce spune, ne-a născut din nou Dumnezeu și până la capăt, zice versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Avem aici trei detalii despre această păzire. Voi sunteți păziți, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu? Da? Cred că John Piper spunea, dacă te-ai trezit dimineața și ești creștin, ești creștin datorită lui Dumnezeu. Amin. Asta te face să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Dacă în clipa de acum tu încă ești creștin, care îl iubești pe Dumnezeu, care trăiești cu Dumnezeu, care ești în a Sfinților, este datorită puterii lui Dumnezeu că te-a păzit. Habar nu avem noi, habar nu avem noi, de câte lucruri ne-a păzit Dumnezeu. Habar nu avem noi în ce circunstanțe am fi putut să fim, din punct de vedere moral, etic, spiritual, și în care am fi clacat 100%. 100%. Eu știu că Dumnezeu îmi cere să-mi duc eu mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Eu știu lucrul acesta. Dar știu și că dacă Dumnezeu s-ar retrage o secundă din lângă, din lângă mine, aș căpa mântuirea nu odată. Dacă ar fi un lucru fizic, deși mântuirea nu este un lucru fizic pe care să-l dai, să-l bagi în buzunar așa cum vrei tu, da? Ca și la mașină. Dar câți nu ne-am fi pierdut de un milion de ori până acum dacă nu ne-ar fi păzit puterea lui Dumnezeu? Și câți dintre noi nu am avut harul de la Dumnezeu, harul de la Dumnezeu să vedem situații în care știm că ne-am fi nenorocit din punct de vedere spiritual prin prostiile pe care am fi fost capabili să le facem dacă Dumnezeu ne-ar fi permis să le facem. Și știm că Dumnezeu nu ne-a lăsat să le facem. Și slăviți să fie numele Lui pentru lucrul acesta. Este puterea lui Dumnezeu la lucru. Este cea mai mare forță pentru mine este pentru mine este o oroare să vorbesc despre pierderea mântuirii pentru că văd că fac un atac la puterea lui Dumnezeu. Ceea ce mă ține pe mine pe cale este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este capabil, poate și folosește cea mai mare forță din univers să mă ducă până la capăt. Dacă știe că s bătut în cap. Dacă știe Dumnezeu că sunt așa. Și dacă știe Dumnezeu că slab că sunt un om slab al lumii astea. Dumnezeu folosește toată puterea lui să rânduiască în asemenea fel circumstanțele de pe pământul acesta încât să ajung până la capăt. Să se mire satana cu tot -a. Cum a ajuns ăsta mă până la capăt mă? Slabul ăsta. Aia a fost puterea lui Dumnezeu acolo. Nu o să zic că ăsta e putere în spiritual și o încorda mult. Ăsta a mers ca locomotiva, domnule, ca marfarul până la cap. Nu a avut nicio treabă asta. Ăsta era gata să iasă pe linii. Avea o viteză. Nu discuta asta nici cu diavolul, nici cu lumea, cu nimeni. Nu, povești nemuritoare. Oricât ai fi de tare, la un moment dat te prăbușești sub povara încercărilor, suferințelor, ispitelor, păcatelor și poftelor care te macină pe interior. Oricât ai fi, dacă nu ești păzit de puterea lui Dumnezeu, lucrul acesta te face să lauzi pe Dumnezeu. Că vezi în fiecare zi paza lui Dumnezeu față de tine. Nu paza doar în, 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 în noastră pe pământul acesta, în providența lui Dumnezeu, în lucrurile fizice. M-a păzit Dumnezeu că nu da mașina mine, m-a păzit Dumnezeu că nu mi-a rupt piciorul când am căzut nu știu unde. Nu doar în lucrurile astea ci în paza sufletului nostru. Și pentru mine, nu știu, imaginea aceasta e în capul meu, dacă, dacă în, într-o secundă tot universul pe care noi cu mintea noastră nu-l putem cuprinde, galaxiile și tot ce a creat Dumnezeu, mintea omului după toate. dacă tot universul ăsta ar fi pulverizat într-o fracțiune de secundă, tu ești la fel de sigur în mâna lui Dumnezeu cum ai fost și înainte. Nu ești nici o diferență. Nici o diferență. Dacă ar ruși cu americanii și cu toți oamenii fără minte, dacă ar face atâtea bombe nucleare, încât ar exploda pământul ăsta, l-ar exploda într-o fracțiune de secundă, pentru tine nu este niciun fel de diferență. Înțelegi ce spun? Niciun fel de diferență. Tu nu ești mai puțin în siguranță, fiindcă americanii pregătesc nu ce bombe atomice. Poate să facă bombe atomice până să satură, să cheltuiască banii aiurea. Pentru mine nu este niciun fel de diferență. Pentru mine nu este niciun fel de diferență dacă tot pământul ăsta se umple de musulmani sau de atei. Nu se umple de musulmani și de atei. Dar dacă s-ar umple tot de musulmani și de atei și ne-ar persecuta până la unul, până la ultimul, domnule, și ar tăia fiecare fărâmă de, de, carne din noi ca să scoată pocăința din noi, eu sunt la fel de mult în siguranță în mâna lui Dumnezeu datorită puterii lui Dumnezeu cum am fost și înainte. Înțelegeți? Nu există niciun fel de diferență. Că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu numai lucru, o să te poate face să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu care stă în spatele tău nu mă face galerie. Poate mai trimite și niște îngeri și facă galerie. Hai, Sorin! Hai! Încă puțin! Hai că poți! Încă puțin! Ridică-te! Ești tot mai trage puțin. Nu știu dacă mergi până la capăt. Oh, te mai încurajează, te mai amenință, te mai, mai, strigă după tine. Mai... Hai, hai, nu te pot ajuta. Am aici o grămadă de lucruri care te-ar putea ajuta. Te-aș putea bandaja, să aș da puțină apă să-ți Dar nu, eu te-am întuit, de tare până la capăt. Nu există așa ceva. Voi sunteți păziți de Puterea lui Dumnezeu, auzi ce spune? Prin credință. Prin credință. Deci felul în care eu sunt păzit pe cale este prin credință. Vedeți aici cum se cuplează puterea lui Dumnezeu cu credința pe care, pe care noi o manifestăm față de Dumnezeu. Așa este. Credința Dumnezeu nu crede în locul, în locul nostru. că Dumnezeu să spunem vreodată, ceva? Dumnezeu crede în locul nostru. Dumnezeu nu crede în locul nostru. Dar credința este un rezultat al puterii lui Dumnezeu în noi. Credința este produsă în noi prin puterea lui Dumnezeu. Noi este necredincioși prin natura noastră. Noi, Credința înseamnă să depinzi de Dumnezeu. Noi așa ne naștem. Noi depindem de noi înșine. Noi vrem să fim independenți. Eu mă uit la uh, băiețelul nostru Calvin, care deocamdată nu e foarte calvinist, că e foarte independent. Dacă vrei să-l ajungi, nu. El vrea să facă singur. Toate lucrurile vrea să le facă singur. Foarte, foarte, foarte independent. Așa ne naștem. Cu dorința de a, de a fi autonomi de a fi independenți. Credința este un miracol de la Dumnezeu. Credința este un miracol de la Dumnezeu, este un rezultat al puterii lui Dumnezeu. Biblia spune prin Har a fost mântuiți prin credință, aceasta nu vine la voi, ce este la lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 1. Vă vi să da harul, nu numai harul, nu numai să credeți, ci și să suferiți. Și suferința și credința sunt harurile lui Dumnezeu în evrei se vorbește despre cel care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Sau inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre. El inițiază credința noi și el o desăvârșește. Hristos se pune în fața ochilor sufletului nostru și stimulează credința noastră să crească. Efeseni, capitolul 6, dacă nu mă înșel, este o binecuvântare la final, unde spune să crească credința împreună cu dragostea care vinde de la Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. Sunt foarte multe pasaje în Sfânta Scriptură, da? care arată că credința este un rezultat al puterii lui Dumnezeu în noi. Când vorbește Biblia despre credincioșie, limba originală nu face foarte mult diferența între credință și credincioșie. Credincioșia care este o parte din roada Duhului Sfânt, din Ceea ce lucrează Duhul Sfânt în noi este același lucru cu credința. Este roada Duhului Sfânt, este produsă în noi de Duhul Sfânt, este pe, uh, 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 accelerată în noi, întărită în noi de către Duhul Sfânt. Da, suntem păziți prin credință, credința este un rezultat al puterii lui Dumnezeu. Și apoi spune, pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Deci, la început până la final, Dumnezeu mă păzește, mă protejează. Nu e nimic complicat în asta. Slavă Domnului! De asta îl bine pe Dumnezeu. Îl poți binecuvânta pe Dumnezeu în orice clip a vieții pentru lucrul acesta. Că păstrarea mântuirii noastre este făcută de Dumnezeu de la început și până la capăt. În al patrulea rând îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră, nu dar datorită primirii mântuirii, perspectivei mântuirii, păstrării mântuirii, ci și pentru perfectarea nașterii din nou sau mântuirii din noi. Cum perfectează Dumnezeu mântuirea în noi? Este o teologie care spune că, Doamne, nu poți să vorbești despre suferințe, cum vorbește Petru, care fac ceva bun pentru noi, că suferințele doar nu iau locul Duhului, Sfânt, Duhul Sfânt lucrează în noi, nu suferințele. Da, Duhul Sfânt lucrează în noi, dar lucrează în contextul suferințelor și se folosește Dumnezeu de suferințe. Și a spune că dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu o să ai suferințe și nu o să ai probleme și nu o să ai necazuri, este o prostie și o erezie care contrazice realitatea în care trăiesc. Toți credincioșii de pe pământul acesta, da? Modul în care Dumnezeu perfectează sau desăvârșește sau progresează lucrarea mântuirii pe care a început-o noi este în mijlocul necazurilor și suferințelor. Acum, aș vrea să vă întreb. Vreți să aveți azi o mare, mare bucurie? Vrea cineva să aveți o mare bucurie azi? Nu vreți niciunul? Nu vreți? Ce priam vrea? Bun. Stai atenți aici. Iacov zice așa. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie, mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Acum, noi nu suntem bolnavi da? cu capul ca să ne bucurăm de încercări, de dragul încercărilor. Da? Ci ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârși lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și dacă nu poți să ai perspectiva asta despre încercări, zice, dacă îți lipsește înțelepciunea, să i ceri de la Domnul că Domnul ți dă cu foarte mare bucurie ca să înțelegi suferințele în felul acesta. Zice aici așa, în ea voi vă bucurați mult măcar că acum dacă trebuie. Deci Dumnezeu nu ne dă încercări numai așa să ne le dea. Ne le dă încercările doar dacă este necesar ca să producă ceva bun în noi în mijlocul încercărilor și a întristărilor și a suferințelor. Apoi spune despre întristările astea și încercările astea că ele sunt date pentru puțină vreme. Când vorbești despre puțină vreme sau despre multă vreme, raportezi lucrul acesta la o anumită, la o anumită perioadă de timp. Când spui puțină vreme, în comparație cu ce? În zici, mă, am stat puțin timp acolo. Ai stat puțin timp în comparație cu ce? Când spui că ai stat puțin timp. Păi este pentru puțină vreme încercarea în comparație cu Veșnicia, păi dacă n-ai perspectiva pe care ai primit-o la nașterea din nou mai înainte, când ajungi în mijlocul încercării, încep să vorbești ca necredincioși și lumea aceștia și ca mulți oameni care s-au numesc credincioși. Nu ne Dumnezeu când am trecut prin suferința aia. Cum poate un Dumnezeu drept sau un Dumnezeu bun să mă lase pe mine să trec prin cutare sau prin cutare situație. O, oh, numai un Dumnezeu bun și un Dumnezeu care te iubește, te-a lăsat să treci prin încercarea aceea ca să scoată Dumnezeu poftele acelea sau păcatele acelea din tine. Sau înclinația spre păcat pe care o aveai. Ți-a o Dumnezeu în încercare. Numai un Dumnezeu care te iubește. Un Dumnezeu care nu te iubește te-ar fi lăsat în voia minții tale blestemate. Să ți se bulbuce și ție ochii de grăsime, să ai câți bani vrei și la urmă să te duci gras și dolofan în iad. Un Dumnezeu care nu te-ar fi iubit, te-ar fi lăsat acolo. Dar pentru că te iubește Dumnezeu, ți-a dat încercările acestea, auziți? Ni le dă pentru puțină vreme. Auziți, prin felul lui te încercări, da? Să nu te plictisești. Versetul 7, pentru că încercarea credinței voastre, expresia din Iacov, încercarea credinței voastre, auziți? Cu mult mai scumpă decât aurul. Fiți atenți, hai să facem o comparație. Dacă cineva ar veni cu vola și ți-ar răsturna cu vola acolo o, o cupă plină de aur, Dumnezeu spune că încercarea credinței tale, puritatea credinței tale, legătura prin care tu te conectezi cu Dumnezeu, credința, dependența ta de Dumnezeu, purificată, întărită, este mai valoroasă decât aurul. E ca și cum tu ai spune, Doamne, decât să-mi dai cupa asta de aur, mai bine mă treci printr-o încercare din asta serioasă, să fiu mai aproape de tine, mai legat de tine, să te iubesc mai mult pe tine. E greu, dar e din Biblie, da? Auzi ce spune. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat. Cu alte cuvinte trebuie să privim la încercările prin care trecem în felul acesta. Mă, Dumnezeu vrea să mă purifice. Dumnezeu mă iubește așa de mult că nu mă poate lăsa așa cum sunt. Zice Dumnezeu te primește așa cum ești. La tine vin așa cum sunt. Vine la Domnul așa cum ești. Dar nu rămâi la fel. Nu pentru că tu te schimonosești și te, te sfărâmi tot ca să te transformi, ci pentru că Dumnezeu face o lucrare de perfectare, de transformare, de desăvârșirea ta după chipul Domnului Isus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, prin intermediul cuvântului Său. Și în mijlocul încercărilor, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Că încercarea aceea reușește să întărească legătura ta cu Dumnezeu. Încercările au un dublu, un dublu rost pentru biserică. În primul rând, cei care sunt al lui Dumnezeu îți mai apropiați de Dumnezeu, cei care nu sunt al lui Dumnezeu sunt arătați că nu sunt al lui Dumnezeu pentru că devin oameni care vorbesc în felul în care vorbesc, se depărtează de Dumnezeu, cum a putut Dumnezeu să-i lase pe ei să treacă prin lucrul acela. Într-un fel sau altul, iasă la lumină și ăia buni, iasă la lumină și ăia care nu sunt, care nu sunt al lui Dumnezeu. Încercarea credinței voastre, asta e perspectiva cu care trebuie să mergem în viață mai scumpă decât aurul care piere și care este totuși încercat prin foc. Auziți, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Da? Nu doar că ele purifică relația noastră cu Dumnezeu. Nu doar că ele într-un fel ne exorcizează de concepțiile greșite pe care le avem cu privire la viața cu Dumnezeu. Ele ne curățesc de relația noastră cu Dumnezeu, care nu totdeauna e din motive corecte. Ala, eu iubi pe Dumnezeu pentru că ai fost sănătos, să-ți dea Dumnezeu o boală. Ai iubit pe Dumnezeu că ți-o mergi bine financiar? Mai umblă Dumnezeu la la conturi, la portofel? Da. Să vezi ce, ce, ce bine e atunci. Și îți purifici și să zicem, eu de, ce, de fapt, de ce, pentru ce? Pentru ce îl iubesc pe Dumnezeu? Sau pentru ce merg după Dumnezeu? Sau pentru ce trăiesc cu Dumnezeu? Mai umblă Dumnezeu în viața copiilor Te dacă nici Dumnezeu nu are grijă de pruncii mei, să stai că eu nu iubesc pe Dumnezeu că Dumnezeu are grijă de pruncii mei. Da? Curățește relația ta cu Dumnezeu în primul rând. Asta e cel mai important lucru este cel mai, cel mai, cel mai important lucru care se întâmplă în mijlocul încercărilor. Dar mai mult decât atât, da? spune că la sfârșit va avea ca urmare lauda, slava și cinstea realitatea lui Isus Hristos. Uitați-vă dumneavoastră cât de setați suntem pentru a primi aplauzele oamenilor sau laudele oamenilor. Pruncul nostru ăsta mai mare, dacă vine cineva la noi, intră în casă, începe să țipe pe jos. Pa, se dă, face tumbe pe acolo, deodată, cel mai mare sportiv pe acolo, se învârte, începe să spună lucruri. Pfiu, are o limbarit, atunci, de n-ai văzut așa ceva. Vitez, mergi prin casă acolo, deci nu te poți înțelege cu oameni. El vrea să fie centru atenției, să spune cineva ceva despre el. Nu învață nimeni asta. Vă spun că n-am făcut niciodată așa când au venit oameni la mine, da? deci nu l-am învățat eu. Asta e 100% sigur. De unde e asta. din noi pornește să vrem să atragem atenția. Vrem să atragem atenția oriunde suntem, vrem să atragem atenția, să ne vadă cineva, să ne aprecieze cineva, să ne laude cineva. Să ne... Și într-un fel asta este o dorință, la un moment dat, naturală, care nu e neapărat greșită dacă e canalizată corect și ne apreciază cine trebuie, unde trebuie. A să transformăm biserica într-un show în care ne apreciem și ne laudăm și ne aplaudăm unii pe alții, lucrul acesta este greșit. Dar sunt contexte în care lucrul ăsta trebuie făcut cum trebuie. Dar spune Scriptura că la arătarea lui Isus Hristos nu ne laudă nici președintele, nu ne laudă nici oamenii de seama lumii acestea. Ce bine să simte unul când trec baștanii și îl cunosc pe el și îl bagă în seamă. Bă, te simți? Parcă ești cineva, parcă ai valoare, nu? Ai prieteni, ești cunoscut, ai ceva în relație, ai un fel de valoare. Dă cineva mâna cu tine, te laudă cineva important, ai un fel de valoare. Gândiți-vă că cea mai importantă, cea mai valoroasă ființă din univers nu va face lucrul acesta nascuns. Cine va lăuda pe noi în ziua aceea, pentru că prin puterea lui Dumnezeu am trecut cum trebuie prin încercări. Vom avea laudă de la cea mai importantă ființă din univers, nu de la un Nu ne laudă soțul, nu ne laudă soția, da? nu te laudă pruncii, nu te laudă prietenii, nu te laudă oamenii mari ai lumii acestea, ci te laudă Dumnezeu cerului și al pământului în fața întregului univers, că Dumnezeu nu va face lucruri pe ascuns. Pentru lucrul acesta îl binecuvântăm pe Dumnezeu chiar și pentru felul în care el perfectează, desăvârșește mântuirea noastră în mijlocul încercărilor. În, mijlocul încercărilor. în al cincilea rând îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră datorită persoanei mântuirii noastre. Auzi ce spune? Iisus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut și credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită. Pasajul acesta ne arată două feluri în care ne raportăm noi la Domnul Isus Hristos. Cu dragoste și cu dependență sau cu credință. Cu dragoste și cu credință. Zice, îl iubim fără să-l fi văzut și credeți în el fără să-l vedeți. Și așa întreacăt, mulți oameni vorbesc și reușesc să atragă mulți de oameni că zic că ei s-au întâlnit cu Domnul Isus Hristos și l-au văzut pe Domnul Isus Hristos. O, dacă îi pune un clip din ăsta pe Facebook, Tu cine acolo să faci un clip din ăsta că ar să uite trei oameni la el. Știi? Și te rog să nu te înjure după aia. Păi, dacă aș pune, l-am văzut pe Domnul Isus și mergeam cu el pe malul unui râu și Domnul Isus mi-a spus nu știu ce, du-te și spune, frate, Pune, și dacă ai face la Caterinca un clip din ăsta și l-ai pune pe Facebook, deci ar fi o avalanșă teribilă. Indiferent de denominație, toți domnule ar sări acolo. Petru nu laudă pentru faptul că nu știu cine, nu știu ce mincinos, înșelător, care vrea să facă rating, spune că l-a văzut și s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos, sau e bolnav la cap și a avut ceva halucinații în asta. zi ce spune? Îl iubiți fără să-l fi văzut și vorbește pentru toți asta. Îl iubiți fără să-l fi văzut la trecut. Sau nu l-am văzut, dar îl vedem acum. Nu! Și credeți în el fără să-l vedeți. Doamne, nu vi le imaginați, nu vi se dă niciun fel de descoperire pentru treaba asta. Relația ta cu Domnul Isus Hristos este mai puternică decât relația cu unul pe care îl vezi. Deci, cu alte cuvinte, tu poți și tu ai o relație cu Domnul Isus Hristos dacă ești născut din nou mai puternică decât ai cu o persoană fizică. De ce? Imaginați-vă mulțimile acelea de oameni care mergeau după Domnul Isus Hristos și care mergeau după El din interes. Care l-au văzut cu ochii lor care au văzut miracolele pe care le-a făcut, miracole pe care nu le-a mai făcut niciodată. Nici până atunci, nici după aceea. La intensitatea aceea și numărul la acela de mare. Și unii dintre ei au spus, scoate dragi cu ajutorul lui Belzebul. Păi te-ai la ei și bă, voi sunteți normali? Voi n-ați văzut așa ceva în viața voastră? Satana nu e în stare să facă așa ceva. Voi gândiți logic, voi care stați cu Biblia, voi sunteți normali? Nu-i vorbim de, -o, de o chestie duhovnicească. Bă, îți dai seama, la mintea copilului. Vezi că e mână dumnezeiască acolo. Chiar la mintea copilului, că prunci și au dat seama de asta. Când au văzut că vindeca orbi și șchiopi în templu, au început să strige, să laude pe Dumnezeu. Și-au dat seama de lucrul acesta. Nu! Capetele mari nu-și dădeau seama de lucrul acesta. Nu -și dădeau. L-au văzut? L-au văzut, domnule. L-au văzut în viat. L-au văzut în viat și încă stăteau baricadați acolo. L-au văzut. I-au văzut mâinile. L-au văzut străpunți. Domnul au văzut că el. Și încă stăteau acolo închiși de frică. De ce? De ce? Pentru că dacă nu ți se dau ochii credinței prin care să vezi adevărata valoare a Domnului Isus Hristos, adevărata identitate a Domnului Isus Hristos, dacă nu ți se dă da această putere să te bazezi pe Domnul Isus Hristos, să-ți dai viața Domnului Isus Hristos, să te încrezi în Domnul Isus Hristos, să intri în părtășie cu Domnul Isus Hristos, degeaba l-ai văzut. Noi spunem, o, oamenii zic, dar ce s-a întors cineva de dincolo și dacă s-ar fi întors ce? Oricum s au întors. Au mai mulți care s-au întors de dincolo. Deci, mai mulți oameni, citiți în Bine, care s-au întors de dincolo. Inclusiv Domnul s-a întors de dincolo. Unde eu fi fost, da? S-a întors de dincolo. M-am zis, dacă s-ar fi întors cineva de dincolo, mai spuneam. Dacă s-ar fi întors, ce? Domnul, ce dacă s-ar fi întors? Că ideea nu-i să vezi. Ideea este să Să crezi. Și Domnul nostru chiar spune într-o pildă. Și dacă ar învia cineva de morți, Domnul nu se vor pucăi. Oh, dacă ar învia cineva de morți. Asta e filozofia iadului. Bogatul stă în iad și știe teologia acum. Știu soluția. Mo zice, Avram au pe Moise și pe proroci. Ce Moise și proroci? Iar mai e cu Biblie, cu teologie, cu trebuie. Ce Moise și proroci? Dacă s-ar întoarce cineva de dincolo. Deci tu din iad știi mai bine ce metodă pentru mântuirea oamenilor ar fi. Dacă s-ar întoarce cineva de dincolo. Adică dacă ar vedea cineva, dacă ar fi un miracol, dacă s-ar întoarce cineva de dincolo, l-am omorât înapoi. Dacă s-ar întoarce Apostolul Pavel să ne spună aceleași lucruri, bă, terminați cu show Puneți-vă la predica Biblia. Bă, ăsta e fanatic. Asta e tu. Bă, ăsta nu are cum să fie Pavel. Nu, mă. Pavel ar fi făcut ceva show din ăsta adevărat, cu batiste, cu vindecări, cu trebuie Ce vine să -ți ne spună cu Biblia asta? Oară cu el. Pentru că relația cu Domnul nostru Isus Hristos, cu Mântuitorul nostru, este prin credință. Este prin credință. Când ți se dă ochi sufletului tău, unii zic că prin credință înseamnă că n-ai nicio dovadă. Nu, domnule, înseamnă că ai o dovadă lăuntrică, nu că n-ai nicio dovadă. Că ai o dovadă lăuntrică, a unei experiențe autentice, lăuntrice cu Domnul Isus Hristos. Că ajunge Domnul Isus Hristos să fie atât de real sufletului tău, mai real decât o persoană în carne și oasă, fizică. Asta este relația noastră cu Domnul Isus Hristos. Credem în El și îl iubim pe El. Și aici ar fi un test foarte important pentru noi. Îl iubim pe Domnul Isus Hristos sau mergem într-un fel după El din datorie? Merge, Doamne, la moarte după tine. Așa, ai, a zis asta cu perspectiva veșniciei, că dacă suntem născuți din nou, trebuie să mergem după Domnul Isus. Ce trebuie să facem? Să venim la biserică, venim la biserică. Asta. Ce să facem, frate? Să citim, citim și din Biblie. Să ne rugăm, ne mai și rugăm. Ce? ne mărturisim păcate, că greu, dar ne mărturisim și păcat. Facem ce trebuie făcut, din datorie. Biblia nu spune că asta e relația noastră cu Domnul Isus Hristos. Relația noastră cu Domnul Isus Hristos este o relație de dragoste. De dragoste. Îmi spunea cineva. Acum ceva timp, Zice, eu dacă nu m-aș teme că mă pierd, eu n-aș mai sta pe calea Domnului. Zice, eu de asta stau. Să nu mă pierd, Domnule, să nu cad, să nu mă pierd. Asta e motivul pentru care stau. Biblia spune, există o teamă sănătoasă de Dumnezeu, o conștientizare profundă a maestății, puterii, sfințenii lui Dumnezeu, care îți produce o reverență foarte profundă în suflet. Dar de la asta până la a urma pe Dumnezeu din frică e mare distanță. În dragoste nu este, în dragoste nu este frică spune Apostolul Ioan. Noi îl iubim și credem în el, depindem de el. Îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și auziți. Vă bucurați cu bucurie negrăită și strălucită. Doar bucuria asta vine doar din relația asta cu Hristos. Cine nu are o relație cu Hristos, cine a făcut dintr-o din religie, cine a făcut din religie o chestiune din asta pur ceremonială, o formă fără esență, o formă de evlave fără putere, nu are bucurie negrăită și strălucită. Și v-aș, nu știu, ar fi un test interesant să luați să uh, un aparat foto, să mergeți prin adunările din orice zona țării vreți dumneavoastră și să faceți câte o poză așa din față la frați. Să vedeți ce bucurie ne și strălucită au. Adică măcar în casa, în, în, casa lui Dumnezeu, adică când suntem noi la o oaltă, domnule, ne bucurăm, uităm de probleme de asta, ne concentrăm asupra lui Dumnezeu, asupra cuvântului lui, ne bucurăm de nu mai putem. Și să faci, să așa la fețele Da, mă, ce bucurie negrită. Deci nu pot exprima în cuvinte ce, ce, bucurie am. Simt că fierb aici pe bucurie de, pe scaun. Unde e asta? Și asta vine din cauza accentului minor pus asupra persoanei Domnului nostru Isus Hristos. Minor, un accent mic pus pe persoana Domnului Isus Hristos. O grămadă de predicare moralistă terapeutică, să te simți bine până ajungi acasă și dai cu capul iar în probleme pe care le avem la atunci. zâmbiți fraților, dați mâna cu alții, purtați-vă ca și cum nimic nu s-a întâmplat, niciun fel de problemă. Asta nu, asta nu produce o bucurie negrită și strălucită, ci Hristosul din noi real care se manifestă. Când ne concentrăm și ne țintim privirile asupra Lui, numai lucrul acesta produce noi o bucurie negrită și strălucită. Climaxul lucrării lui Dumnezeu, este în persoana Domnului Isus Hristos. Voi aveți totul de plin în El. Acolo în original este un verb, voi sunteți umpluți de plin în El. Tot ce are Dumnezeu să-ți dea ție, absolut orice, pe pământul acesta, din punct de vedere spiritual, vine din Domnul Isus Hristos. Absolut orice. Absolut orice. Cât timp eu mă focalizez spre alte lucruri și spun, a, merg la lucruri mai profunde, domnule, ce tot vorbim atât despre mântuire și despre Domnul Isus Hristos. Cât timp îmi iau ochii de la Domnul Isus Hristos, această bucurie negreită, și strălucită dispare. Uitați aici că bucuria negrită și strălucită nu este o poruncă. Spune, avem porunci în Biblie să ne bucurăm. Zice, și vă bucurați. Este un fapt. Și vă bucurați. De ce? Pentru că erau oameni născuți din nou, care aveau o relație de dragoste prin credință cu Domnul Isus. Și vă bucurați. Faceți deja lucrul acesta. Dacă eu, ca un stil de alții, bucuria ne o pierdem toți, bucuria mântuirii. La un moment dat sau altul, din cauza anumitor factori. Am multe lucruri de zis. Dar dacă eu ca stil de viață, eu un continuu să cri domnule, îți îs s-a mărât, îi supărat, domnul cu furca la frații mei, nu am, domnule, nu găsesc locul nicăieri. Și eu nu experimentez bucuria mântuirii. Un foarte mare problemă acolo și un foarte mare semn de întrebare pentru nașterea mea din nou. Pentru că în nașterea din nou primesc învierea Domnului Iisus Hristos și persoana Domnului Iisus Hristos. El este persoana mântuirii noastre. Și uitați-vă apoi, în a șasea rând, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră datorită privilegiului mântuirii. Mântuirea este un privilegiu. De ce? Spune prorocii, versetul 10, care au prorocit despre harul care era, vă era păstra vă, da, mântuirea aceasta este un har, au făcut din mântuirea aceasta, adică harul care era vă păstra vouă, da? au prorocit despre harul care era păstra vouă și au făcut din mântuirea aceasta, prin har, ținta cercetorilor și căutării lor stăruitoare. Uitați-vă ce informație puțin aveau despre harul acesta, că e cercetare despre mântuirea aceasta și totul și-au făcut din ea focusul lor, ținta lor. Unii zic că în Vechiul Testament Domnul Isus era obscur. Uite, Biblia spune că prorocii au făcut din mântuirea aceasta în Domnul Isus Hristos, vedem imediat versetul 11, din mântuirea aceasta prin har, focusul lor, cercetarea lor. Versetul 11 zice în plus, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurime avea în vremea Duhului Hristos care era în ei. Duhul Domnului Isus Hristos, Duhul Sfânt, era în prorocii Vechiului Testament. Duhul lui Hristos. Auziți. Când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate, punând împreună versetul 10 și versetul 11, ei au făcut din har, din mântuirea prin har, versetul 11 vorbește despre patimile și slava lui Hristos, adică mântuirea prin har este în persoana Domnului Isus Hristos, au făcut din mântuirea prin har, prin Domnul Isus Hristos, ținta căutărilor lor. Solele astea pe care le-au spus ăștia la reformă, sola fide, sola grația, sola Christus, au fost din Vechiul Testament, că zice că ei au făcut din mântuirea aceasta prin har. Da? Sola grația. Mântuirea prin Hristos, sau Hristos. Înainte de Domnul Isus Hristos, ei căutau deja lucrurile acestea. Da? Reforma a început mult, mult înainte. Da? Spune, au făcut din ea ținta căutărilor lor stăruitoare. Întrebarea este, noi care le avem astăzi deja lucrurile acestea, ce interes avem pentru ele? Ce interes avem pentru mântuirea aceasta? Domnule, dacă asta face Petru aici, zice, mă, voi înțelegeți privilegiul pe care îl aveți voi. Ăștia toți au căutat ceva ce vă era destinat vouă. Că spune apoi aici așa, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși. Aici este introdus privilegiul. Ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Deci ei nu au vorbit despre plinătatea bogățiilor mântuirii care ni sunt date nou în Hristos. Ei nu au vorbit despre ele. Au gustat unii dintre ei, o, o mică parte dintre ele plinătate de bogății și de binecuvântări care compun mântuirea pe care ne-o dă Domnul nouă, a fost rânduită nouă, nu lor. Este un privilegiu extraordinar pe care îl avem. Este un privilegiu extraordinar pe care le avem. Și mai mult decât ei ar trebui noi să ne imersăm, să ne scufundăm în cuvântul lui Dumnezeu ca să găsim și să căutăm, să descoperim bogățiile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi. Și le are pentru noi. Și apoi, în final, Mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră datorită celor care au propovăduit mântuirea. Datorită propovăduirii mântuirii. Auzi ce spune aici? Pe care vi l-au vestit acum cei ce v-au propovăduit. Ce? Evanghelia. Evanghelia. Prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Mântuirea vine în urma propovăduirii Evangheliei în puterea Duhului Sfânt. Așa vine mântuirea. Calea spre apostazia unei biserici, calea spre umplerea bisericilor de oameni necredicioși, este foarte simplă. Foarte, foarte simplă. Să încetezi să mai predici Evanghelia curată. Zice, voi ați ajuns mântuiți și ați primit privilegiu ăsta extraordinar, pe care profeții l-au căutat, l-au cercetat și l-au vestit ca aparținându-vă vouă. Voi ați primit lucrul acesta pentru că a fost propăduită nu, uh, să nu cu vederea accentul. V-au propăduit Evanghelia. Evanghelia nu este ceea ce facem noi, Evanghelia este ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Mântuirea prin har, prin Domnul Iisus Hristos, prin patimile și slava pe care El a primit-o de la Tatăl. Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt. Acum, de ce privilegiu ăsta n-ar trebui să-l aibă și alții? Noi am primit Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt pentru că alții au propăduit-o. Propovăduirea Evangheliei nu este doar o datorie, este un privilegiu. Este un privilegiu. Eu îl slăvesc pe Dumnezeu că a fost cineva care mi-a vestit mie Evanghelia. Dar de ce să nu slăvească și altcineva? Colegii tăi, copiii tăi, în primul rând. De ce să nu slăvească prietenii tăi, soțul tău, soția ta? De ce să nu slăvească și alții pe Dumnezeu să binecuvinteze cum binecuvânta Petru Că acum cineva le-a propovăduit Evanghelia? Deci, eu am primit Duhul Sfânt la nașterea nu. Foarte bine, sunt de acord cu tine. Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi? Și veți fi? Vă veți închide într-o mănăstire baptistă, reformată, veți sta acolo înăuntru și vă veți bucura voi singuri de mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicie pentru voi. Nu! Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori, în afară! În afară! La toate categoriile de oameni! Este un privilegiu și îl binecuvântăm pe Dumnezeu că a fost cineva și că este cineva care ne ține sub lumina binecuvântată a Evangheliei. Dar de ce să nu faci și tu lucrul ăsta cu altcineva? De ce să nu binecuvânteze și altcineva? Asta e rostul. Să ajungă și altcineva să se închine și să laude pe Dumnezeu. Că ai avut răbdare, că ai perseverat în a da lumina Evangheliei în puterea Duhului Sfânt oamenilor. De asta spun că discursurile moralizatoare, dezbaterile au rostul lor, dar Până la urma urmii, ceea ce contează este să expunem Evanghelia în puterea Duhului Sfânt ca oamenii să fie mântuiți și să ajungă închinători adevărați. Dumnezeu să ne avute la lucrul acesta pe fiecare. Fie ca inima noastră să se umple de acest duc de închinare Amin. și să putem din toată inima noastră să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru o mântuire așa de mare pe care ne-a dat-o prin har, prin credință, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.